venit la Spitalul Clujana pentru a vă informa că am semnat un proiect de 32 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatorului de la acest spital al primăriei. Mulțumesc domnului director Constantea și întregii echipe pe care o are, împreună cu echipa de la primărie coordonată de colegii mei, inclusiv cu Ovidiu Câmpean, pentru că după foarte multe să fie finanțat, pentru că inițial el fusese lăsat pe o listă de așteptare, iar în urma economiilor pe care le-am făcut la celelalte programe operaționale, am reușit să-l aducem pe lista de finanțare și astăzi putem spune că pleacă la drum un proiect de 32 de milioane de lei, din care contribuția primăriei este de 4 milioane de lei, o contribuție mai mare ca de obicei, pentru că aici partea de neeligibil este mai mare, și anume partea care vizează ridicarea încă unui etaj aici la ambulatoriu este suportată în integralitate de primărie, fiind neeligibil pe proiect european. Deci în cei 32 de milioane de lei pe care îi vom avea la dispoziție pentru modernizarea ambulatorului, avem în vedere creșterea cu 20% a numărului de persoane ce vor putea fi tratate și vor beneficia de acces la sănătate în ambulatoriu. De asemenea, înființarea unor cabinete noi de nefrologie, radiologie, imagistică medicală, reumatologie și analize medicale. Și în ultimul rând, prin asta vom reduce numărul internărilor și durata medie a celor internați prin faptul că ambulatoriul va fi modernizat. În privința echipamentelor medicale și a celor date, domnul director o să vă prezint etaj în plus, urmărind ca după aceea, pe proiectul de finanțare europeană 2014-2020, să introducem și un alt proiect care să vizeze reabilitarea termică și modernizarea și a celelalte părți de spital. Astăzi vorbim doar de ambulatoriu de la Spitalul Clujana. Fac de asemenea precizarea că primăria sprijină cu aproximativ 12 milioane de lei în fiecare an. Și în 2013 și în 2014, suma aproximativă cu care de la bugetul local sprijinim acest spital este de 12 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării lui. Și încă o dată vreau să le mulțumesc celor de la Spitalul Clujana, unui director în special, dar și echipei medicale cu care lucrează, pentru că deși este subfinanțat în raport cu celelalte spitale clujene, reușește să ofere o calitate a actului medical recunoscută pe plan național și internațional. Și pentru aceasta vor avea în continuare sprijinul pe care primăria poate să-l ofere ca lucrurile să se desfășoare în condiții optime la acest spital important al Clujului, încât este un spital care are dimensiunea lui un centru universitar puternic și ca atare va trebui să fie sprijinit. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, din care perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Sper să ne apucăm cât mai repede de treabă, să intre licitația în curs și să se poată implementa proiectul. Să înceapă în acest an? Bineînțeles, bineînțeles, pentru că totul trebuie terminat până în sfârșitul 2015. Este obligatoriu ca totul să se desfășoare foarte, foarte rapid. Deci deja am apăsat butonul ca să declanșăm toate celelalte proceduri.